Salut și bine ați venit la un nou videoclip în care voi discuta puțin despre produsele pe care le duc în țară de prin Europa. Și anume, ce produse duc în țară de obicei din Europa. Pe scurt, duc detergenți, hârtie de bucătărie, acele șervețele de bucătărie, deoarece găsesc șervețele de bucătărie frumoase, cu modele groase, foarte faine. Șampon, dulciuri speciale, sucuri la doze foarte mici, astea din Belgia. Diverse produse pentru casă, dacă găsesc ceva special sau dacă găsesc la un preț mic. Și acum o să vorbesc mai în detaliu. Păi, cel mai des am dus detergent în țară. Pentru consumul propriu, nu vă gândiți că fac bișnițe sau de astea, nu. Pentru consumul propriu am dus detergent de vase și detergent pernuțe de alea de Ariel, cumpărate din Germania. Am cumpărat și din Polonia, doar că nu sunt calitative. Și o să vă mai zic eu în videoclipurile viitoare despre calitatea din țările din Europa, țările europene. Deci, am luat din Germania cele mai multe pungi, că sunt alea la 70 sau 60 și ceva de pernuțe. Era undeva la 1 leu și chiar am luat și pe la sub 1 leu, vreo 80 de bani pernuță. Cred că aia a fost cea mai ieftină. Deci erau oferte pe la Lidl, nu știu ce, erau pernuțe de alea 70 de pernuțe la 70 de lei sau 65 de lei, ceva de genul. Bine, era 15 euro, știi, sau 12 euro, dar eu mă refer făcând calculul în lei. Deci în lei venea undeva la 80 de bani un leu. Ceea ce e foarte ieftin, având în vedere că în România nu găsești sub un leu pernuță de aia, oricât de angro ai cumpărat. Da, eu am cumpărat mai multe cutii de alea, le-am dus în țară, am luat și detergent lichid, tot așa la prețuri bune, 4 litri 15 euro sau ceva de gen, sau 5 litri 15 euro, nu mai știu exact cum era, sau la 12 euro am mai luat, no, prețuri foarte faine, știi, adică asta e partea bună, în Germania, de exemplu, acolo oferta e ofertă, deci dacă ți-o zis că e redus cu 15%, înseamnă că tu nu mai găsești la prețul ăla, adică dacă e să-l compar cu alte magazine, chiar într-adevăr oferta aia e mai mică cu 15%, nu? În țară, la noi, de exemplu, nu că zic eu de rău neapărat, dar, domnule, cam așa am observat. Deci dacă, să zic, că găsești un produs cu 15% mai ieftin în magazinul cu tare, ai șanse să-l găsești fără nicio reducere, la același preț, în altă parte. Ceea ce mi se pare o tâmpenie. Pentru că, domnule, dacă eu trebuie să iau un produs și ăla, de obicei, costă 80 de lei, sau hai zic 100 de lei, da? 100 de lei costă. Păi dacă tu mi-l pui la 120 de lei, după aia tai prețul la 120 și zici, hai că ți-l dau cu 105 lei, că ți-l dau cu 15% reducere, știi? Păi mă uit acolo și zic, hai că îl iau, că e 15% reducere. Îl iau, după aia mă duc și peste 2-3 zile îl văd produsul ăla în alt magazin, fără niciun fel de reducere, fără nimic, 100 de lei. Păi nu-i nasul? Nu înseamnă că eu din magazinul primul ăla nu o să mai cumpăr de curent? Da? Depinde, într-adevăr, da, bine. Vreau să zic că în Germania, de obicei, reducerile sunt reduceri. Am văzut reduceri la tot felul de produse și am și cumpărat ce mi-am permis, să zic așa, din punct de vedere al banilor și mai ales al mărimi, al greutății, deoarece astea au fost duse în mare parte cu avionul și da, pe avion trebuie să nici să nu duci ceva care să strică, adică bagajele, după cum știm cu toții, sunt cam aruncate pe acolo, nu poți să duci ceva care să spari și așa, că riști să rămâi fără el. Da, dar am cumpărat electronici, am luat tot felul de chestii de-astea pentru acasă. Am luat, de exemplu, mașină de aia de vidat cu 15 euro, 16 euro. 15 euro sau ceva de genul, am luat mașină de vidat și cum că 7 euro am luat un set de la mare de pungi pentru mașina de vidat.
Adică astea le-am luat la jumătate de preț, pe scurt, le-am luat la jumătate de preț, erau într-un Aldi. Erau câteva produse, cred că erau ultimele produse din stoc. Și ăștia nu, ca orice magazin, când vor să golească stocul, le pun la reduceri adevărate. Deși în țara noi reducerile nu prea sunt adevărate, sunt puține reduceri adevărate și reducerile adevărate se întâlnesc de obicei la produsele vechi. Dacă, de exemplu, ai televizor de 5 ani în magazin și vrei să scapi el, atunci da, îl găsești la o reducere semnificativă. În rest, sau un telefon, în rest nu prea găsești tu reduceri bune la lucrurile bune. Da. Bun. Ce am mai luat? Cum ziceam, șervețele pentru bucătărie, chiar îmi place să mai duc câte o rolă, două, trei. Am găsit și de alea de Crăciun, am găsit și de alea de Paște, am găsit astea frumoase. În România scumpe. Aici îți mai ieftine, mai ales în Germania. Îți mai ieftine și îți frumoase, îți plăcute. În România nu prea găsești cu model pe ele și dacă găsești, îți mai din mama lor, știi? Da. Și prețuri mari. Dar aici, din Germania, de exemplu, că în Germania sunt prețuri bune la produse, preț, calitate este super ok în Germania. Ce mi-am mai luat din Nemția? Din Belgia, când vreau să duc la, de exemplu, am luat pentru sărbători, na, mai veneau copii sau le-am mai dat eu la cunoștințe, am luat sucuri de alea din Belgia. Sunt acele sucuri, cola, Fanta, știu eu ce mai sunt, Sprite-uri și tot felul de suculețe la doză. Dar sunt foarte mici, nu știu cât are, 175 de mililitri sau ceva genul. Îți minge așa, bei de cât? 3-4 guri ai acolo și gata, ai terminat doza. Și sunt foarte simpatice și am mai dus sucuri de alea. Am luat tot felul de produse, acum nu prea îmi vine în cap, știi? Dar o să mai fac videoclipuri pe tema următoare. Ce să cumperi și de unde? Adică de unde să cumperi aia, apă, de unde să cumperi pâine, de unde să cumperi detergent. Acum deja v-am zis de detergent. Probabil o să zic și în videoclipul respectiv, dar ce, poate uit până atunci, că nu știu când o să-l fac. Dar ca idee, m-am zis. Bun. Ce am mai luat? Șampon, tot din Germania, detergent de vase, cum am zis. Dulciuri speciale, adică ce înseamnă dulciuri speciale? Păi am luat din Luxemburg, de exemplu, ouă de alea de la Milka. Pe vremea aia nu erau în România, ouă de la Milka. Și acum, adică acum, după ce au intrat în România, acele ouă de la Milka, este că nu sunt așa de faine ca astea de prin Luxemburg, sau de unde am mai găsit o Belgia, mai știu. Da. Și cam asta, am luat, cum am zis, electronice pentru acasă. Am găsit, de exemplu, robot de bucătărie, dar nu l-am luat pe ăla pentru că era mare, era destul de mare și mare ca spațiu pentru bagajul de camion. Mă sună un coleg, lasă că o să-l sun și eu înapoi. Mare ca bagaj, dar mic ca și capacitate al robotului respectiv. Nu știu cât avea, 2 litri și ceva avea. Puțin, adică dacă avea 3 litri jumate, mai era cum era, știi, vasul respectiv. Era de la Bosch, era la un preț extraordinar de bun, inox cu plastic, dar era ca lumea. Nu mai era micuț, nu? Bun, deci cam pe aici o să se oprească videoclipul de astăzi. Cam astea le duc eu în țară. 180 de metri, încadrați-vă pe banda stângă. Hai să vedem, să fiu un pic atent aici. Deci cam astea, altceva nu țin minte. Dulciuri, da, la greu, ciocolată de prin Franța, tot fel de chestii. De exemplu, sunt magazine astea, marketuri, mix market sau ceva de genul, știi? Și am luat și am dus, că sunt de prin Grecia, sunt produse de prin Belarusia, de prin toată Europa asta și tot America și din toate. No, și din magazinele alea mai iau dulciuri de obicei și le duc în țară. Na. Adică le duc la cunoștințe, acasă, la familie, nu că le duc eu la vânzare sau prostire. Le duc așa la ai mei, cum ar fi. Le mai duc câte ceva. Bun, deci cam astea. Mulțumesc pentru vizionare. Ne vedem și cu alte videoclipuri. Noi mergem către Milano, dar imediat ieșim cu național. Vedem cum o să fie. Mergeți mai departe 11 km. Mă duc pe A1-ul ăsta un pic și după aia ies pe național. Am înțeles.
Da. Bun, fraților, vă mulțumesc și eu pentru vizionare și vă aștept și cu alte videoclipuri asemănătoare. Dacă vă place ceea ce vedeți aici, puteți da un like, puteți să vă abonați la acest canal și puteți să-l susțineți devenind membrii. Cu ocazia asta mulțumesc tuturor membrilor care au ales să mă susțină și cu ajutorul cărora uitați că putem filma la o rezoluție 4K și la un sunet sau cu un sunet foarte fain. Mulțumesc cu ocazia asta încă o dată. Vă salut, o zi frumoasă la toată lumea. Ciao, ciao!